În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Văzându-l, i s-a făcut milă de el. Iubiți credincioși, cu duminica a 25-a după Rusalii ne-am întâlnit de foarte multe ori, dar cu Evanghelia pe care Sfinții Părinți au rânduit-o să citim ne-am întâlnit de și mai multe ori, pentru că la fiecare maslu, prima Evanghelie este cea în care ni se relatează despre întâlnirea Mântuitorului cu învățător de lege, adică despre pilda samarineanului milostiv. Am întors-o noi pe toate fețele, ne-am apropiat de înțelesul celor 3, 4, 5, până la urmă, categorii de relații umane. Am spus de-a lungul timpului multe lucruri, dar astăzi m-am gândit că nu v-am spus despre ceva, despre ecou. Și anume, noi, care avem niște carențe educaționale în ce privește înțelegerea lucrurilor, vorbesc despre mine acum, târziu ne-am dat seama cam cum se pune problema în a înțelege medicina. Vedeți, eu fac parte dintr-o generație care a învățat la școală lucruri total rupte de realitate. Total împotriva realității, total împotriva apetitului de a învăța ceva. De exemplu, dacă mi s-ar fi spus la orele de chimie cât de important este potasiu în cardiologie, dacă mi s-ar fi spus despre carbon ca de la țiței la a merge pe stradă cu mașina, ce bine ar fi fost. Dar nu sunt de vină nici profesorii și nici sistemul în care am învățat, ci probabil că Dumnezeu așa a rânduit ca să treacă timpul peste fiecare dintre noi și să ne dăm seama de lucrurile care țin de realitate. Mi-aduc aminte, de exemplu, când aveam vreo 4 ani și jumătate, că am văzut pe Valea Prahovei o curgere de apă. Și știți cum era pe vremea aceea, nu mai știu acum dacă mai sunt pe marginea drumului, niște fântânițe așa. Și curgea apă printr-o țeavă. Eu venind din Dobrogea nu știam că apa poate să fie așa la nivelul pământului, pentru că noi scoteam de la vreo 27 de metri de la tataie din curte apă, cu găleata. Și primul lucru care mi-a atras atenția a fost că apa aia venea la noi fără să o scoatem noi din fântână. Mai mult, era chiar foarte bună, pentru că la noastră era sălcie de acasă. Am stat, noi am admirat, am băut apă. La un moment dat vine un șofer care a avut o pană cu un TV-ul. TV-ul era o mașină pe care nu putea să o repare nimeni de tot, niciun mecanic de tot, pentru că după ce era reparată, începeau altele și altele defecțiunile. Și omul ăsta avusese o pană, dar pur și simplu o pană de cauciuc, nu era așa o pană grozavă. Dar era murdar pe mâini, vorba lui, din cap până în picioare. Și cu un săpun, îl văd și acum, cred că era un săpun Oana, rotund, pentru că a început să se spele. M-a impresionat atât de mult acest gest de a se spăla pe mâini și de-abia când am împlinit vreo 43 de ani, mi-am dat seama de fapt ce m-a impresionat atunci. Și să vă spun. Noi eram învățați aici în Dobrogea cu apele noastre și oricât ai fi spălat cu săpun, nu ieșea spumă. Pe mine spuma aceea m-a impresionat. Era așa de multă și după ce s-a clăbucit el așa vreo 5 minute, când s-a clătit, mâinile erau curate. Dar a trebuit să treacă vreo 40 de ani ca să-mi dau seama ce m-a impresionat. De asta vreau să vorbesc despre ecou. Prost am fost noi învățați că ecoul ține numai de auz. Nu. Ecoul ține de tot ceea ce înseamnă simțuri ale omului. De unde am pornit această concluzie? De la faptul că cei trei care s-au apropiat de cel căzut în mâinile tâlharilor și lăsat abia viu, deci aproape mort, l-au văzut fiecare dintre ei.
L-a văzut preotul și a trecut mai departe, l-a văzut levitul și a trecut mai departe și l-a văzut și samarineanul și i s-a făcut milă de el. Înseamnă că ecoul a ceea ce vedem noi se prelucrează pe scoarță și atitudinea pe care o avem noi după ce am primit mesajul de la creier este un ecou al faptului că ceea ce am văzut nu a rămas trecut cu vederea. Dar acum nu trebuie să fim foarte, foarte scrupuloși cu categoriile de care v-am spus. Voi reveni la ecou. Dar vreau să vă antrenez puțin în a înțelege mai bine lucrurile. Spuneam că odată, că în parabola aceasta se vorbește despre omul căzut din mâinile tâlharilor, despre cei trei care s-au apropiat și despre cel de la casa de oaspeți. Și am spus că aici avem 5 categorii de oameni. 1. Este vorba de categoria de relație om contra om, adică tâlharii împotriva celui care venea cu bagaje, cobora de la Ierusalim în Ierihon, adică făcuse shopping-ul și un drum spre casă, cineva a zis, ia să facem noi un shopping mai ușor, adică ăsta a făcut în locul nostru. Relația, deci, de om contra omului. Al doilea tip de relație este om pe lângă om, preotul și levitul. Acum o să spuneți, da, părinte, da, ma ta chiar așa, nu ne zici nimic despre preotul ăla. Mi-aduc aminte când eram diacon la catedrală, întotdeauna la această parabolă, jumătate din cuvânt o ținea părintele vis-a-vis de faptul că era un preot al Vechiului Testament, nu era preot de azi. Ei, ce să-ți povestesc? Asta era explicația. Că nu era preot hirotonit aici, în eparhie eventual. Nu. Nu trebuie nici să ținem parte, nici să aruncăm cu pietre. Dar vreau să vă spun ceva. Preotul acela, probabil că văzându-l, a trecut pe alături, să nu credeți că iau acum apărarea, să auziți ce vă spun. Sigur se ducea să facă o slujbă, dacă era preot. El, în conștiința lui, era convins că slujba la care se duce este mult mai importantă decât rămânerea lângă unul pe care imediat conștiința îi dă apă la moară. Cred că e beat. Cine știe ce-o fi făcut. Așa-i trebuie. Eu mă duc la slujba sfântă. Fraților, trebuie să învățăm și noi. În morala creștină, să știți că există un capitol foarte important, coliziunea îndatoririlor. Adică noi de dimineață ne așezăm familia, mergem spre biserică. În drum spre biserică dăm peste un necaz al cuiva. Poate că vedem un fum de la un geam, poate că vedem pe cineva disperat care ne face cu mâna de la etajul 12. Atunci, morala creștină zice, avem două îndatoriri care trebuie împlinite și se află sub ochii noștri în acel moment. Care este prioritatea? Prioritatea este omul. De ce? Pentru că Dumnezeu nu că mai așteaptă, dar Dumnezeu este acolo, în omul acela. Și slujba noastră este cu siguranță în favoarea celui care are nevoie de noi. Aceasta este atitudinea pe care trebuie să o avem. De asta, coliziunea îndatoririlor trebuie să fie apoi spovedită și cu duhovnicul, să vedem dacă am făcut bine, pentru că viața se repetă, știți, și mai sunt situații de genul acesta. Acum, nu știu ce vă spune duhovnicul decât dacă vă duceți și dacă întâlniți această situație. Dar eu am mai întâlnit o situație în care în miez de iarnă era un vifor, adică la noi știți că sunt iernile cam o zi jumate, două. Înainte erau 5 zile, acum s-a redus. Anul trecut n-a fost nicio zi. Vedem anul ăsta ce-o fi. Și era un vifor și se pusese niște nămezi de-a curmezișul pe drum și vine cineva și zice, vedeți că la două străzi mai încolo, am trecut eu și era unul căzut în zăpadă și veneau niște câini, nu văd ce să vedeți. Acum, no comment. Dar să venim la ecourile noastre. Să nu credem că ecoul rămâne numai așa la vedere, la, am rămas dator cu celelalte categorii. Dar v-am zis de om contra omului și om pe lângă om. E, de om pentru om, știe toată lumea, samarinul milostiv a făcut ceea ce ziceam și noi că facem dacă venim spre biserică și găsim pe cineva în necaz. Așa a făcut samarinul respectiv. Și l-a ajutat pe
cel care avea nevoie de ajutorul său. Dar mai este o categorie. Categoria aceea a funcționarului, care de la 8 la 16 își vede de treaba lui. Era omul la casă de oaspeți, aici așa, da, cine este, da. Probabil, cred că eu fi cerut totuși adeverință de la CAS. Că așa trebuie să fie, că altfel, nu știu, domnule, cine e, are buletin, să vedem CNP-ul dacă îmi dă aici. Zice, mai stați puțin, că nu merge sistemul. Mai stați puțin, poate mâine, poimine, că nu vă putem elibera rețetă. Probabil că de-aia a plecat bietul om și a lăsat 2 dinari, zice, dacă ce mai cheltui, adică vezi când te bagă ăștia în priză cu netul, când cheltui ceva și vine peste 20 de ani ANAF-ul și zice, băi, rețeta X din data Y din anul Z n-a fost acoperită, că nu e prinsă în sistem. Păi nu mergea sistemul, nu ne interesează, domnule, sistemul e perfect. De-aia și funcționează așa, una da, una nu. Ei, v-a să zic că v-am dat două deodată. Și relația aceasta a funcționarului, dar și raportat el însuși la sistem. Unde vreau să vă duc cu gândul? La conștiința noastră. Totul se rezolvă în conștiință. În ce fel? Se rezolvă așa. Funcționarul zice, domne, n-ai adeverința X, să fii sănătos. Nu sunt eu de vină, sistemul îmi cere așa și mai departe și el se duce acasă și doarme liniștit. Ei, cât de liniștit putem să dormim noi care mai trăim câte ceva, să zicem. Mă, sunt funcționar pus pe situația asta, dar hai să vedem, să-l ajutăm pe omul ăsta. Băi, nene, uite care-i treaba. Nu merge sistemul. Nu pot să zic să nu-ți dau, dar vezi data viitoare. Să nu uiți de situația asta și o să facem o reorientare a rețetei conform sistemului, dacă merge și atunci. Trebuie să luăm măsuri la fața locului. Nu putem să plecăm de acasă cu gândul că o să facem așa sau așa, ci pur și simplu în momentul în care avem o situație, cum zic Sfinții Părinți, văzând și făcând. Ei, și dacă ne-am lămurit cu aceste lucruri legate de relația dintre oameni, acum să revenim la ecoul nostru. O să zic că spuneam că nu numai auzul are ecou, dar când are auzul ecou, nu o să aibă ecou în Sahara, în pustiu, nu are ecou. Poți să zbieri acolo că te auzi tu însuți, dar foarte, foarte încet. Nu se lovește sunetul de nimic. E, și de aici trebuie să învățăm ceva. Ecoul are loc în pădure, adică trebuie să știm când să strigăm, fraților, când să cerem un ajutor, când cineva te poate auzi, că nu o să ceri ajutor în momentul în care nimeni nu te aude, nimeni nu te bagă în seamă, sau când poate sufletul nostru să facă ceva. Păi poate să facă ceva atunci când merge pe stradă și vede necazul. Că dacă stai frumos la birou, la căldurică și restul pe afară e frig, nu o să poți să faci o faptă bună. Maximum poți să scrii o carte frumoasă pe care o să citească ceilalți, dar e ruptă de realitate. Și iar mă întorc la manualul de chimie și iar mi-aduc aminte de toate neputințele copilăriei. Trebuie să știm că o faptă bună nu se face din birou. O faptă bună se face în drum spre birou și de la birou spre casă. De asta v-am spus. Doamne ferește, acum să nu credeți că am ceva cu funcționarii. Ferească-mă Dumnezeu. Dacă m-a ocrotit Dumnezeu de... N-am fost în viața mea decât 9 luni de zile funcționar, înseamnă că chiar vrea să dau o mărturie, că se poate trăi frumos. Dar revenim la ale noastre. Spuneam că nu numai auzul are ecou, am vorbit despre privire, dar și pipăitul are ecou. Dacă te apropii de cineva și vrei într-adevăr să-l iei în brațe, să îl faci să înțeleagă că nu este singur, să-l faci să înțeleagă că participi în mod activ la problema lui, asta înseamnă că pipăitul tău are ecou. Dar ce fel de ecou? Poate prin empatie să-i dea celui care a primit îmbrățișarea ta mult mai mult
din cât crezi tu că poate să facă ecoul acela mărunt al unei îmbrățișări. Și celelalte simțuri ale noastre au ecou. Și simțurile care sunt numerotate până la 5 sau până la 6, mă rog, dar și relația noastră, dacă te uiți la cineva și îl vezi încruntat, bineînțeles că nu te mai duci să-i ceri ceva. Dacă îl vezi vesel, începi să ai curaj. Mă, s-ar putea să obțin astăzi o binecuvântare de la el, un lucru pe care îl aștept. Vă mai aduceți aminte că v-am mai spus odată, dar trebuie să vă aduc aminte că mi-a trecut prin cap. Eram tot așa la o predică în fața oamenilor, măi, și mai fixez așa pe câte cineva și mi s-a părut mie că am vorbit vreo 10-12 minute până atunci, la momentul respectiv, și cineva s-a uitat foarte urât la mine. Bă, dar urât. Adică parcă mă întreba ce caut acolo. Dacă s-ar fi uitat 2 sau 3 urât, bineînțeles că ziceam amin, mă închinam și plecam. Dar m-au încurajat ceilalți că le se uitau total diferit. Mai răspundeau la câte o glumă, mai... Dar chipul ăsta așa se uitau urât la mine. Bineînțeles că am mers eu cât să captez benevolenție, n-am reușit nimic. Bă, nimic. După ce am terminat, am oprit, m-am dus la părintele care cunoștea așa. Băi, zic, uite, cineva s-a uitat foarte urât. A, zice, așa se uită ea. Acum, problema este următoarea. Trebuie să avem în cap și lucrul ăsta, că sunt oameni care așa sunt ei. De exemplu, vă aduceți aminte de părintele, Dumnezeu să-l odihnească, Arhimandrit Teofil Pârâianu, a fost întrebat de un reporter, zice, părinte, nu vă sufrați, dar de ce zâmbiți mereu? Păi cum adică? Și așa, tot timpul aveți și fața asta de râdeți, zâmbiți, mai ziceți o glumă. Și părintele era așa foarte prins în lumea asta, dar de cele bune, nu de cele rele. Ce? Pentru că așa sunt eu, tată. Firea omului nu poate să fie anulată, dar poate să fie îmbunătățită. Dacă te preocupă. Dacă nu te preocupă, e altă problemă. Fraților, ne aflăm acum în drum de la Ierusalim la Ierihon. Că am ajuns exact unde trebuia să ajungem. Dacă tot e vorba de o parabolă, cu siguranță că nu este vorba de niște personaje foarte clare și eu îmi permit acum doar să vă lansez o provocare. Nu cumva totul se petrece în sufletul nostru? Venim de la Ierusalim la Ierihon, venim din niște școli, venim din copilărie, care este mult mai sus, și să vă spun și de ce este sus. Nepoțica mea, Anelis, când se uită la televizor, nu bagă în seamă mare lucru. Dar deodată o vedem foarte, foarte atentă. Chiar dacă e televizorul mut. Și am observat de ce. Pentru că începe o reclamă. De unde știți? Păi stați puțin. Creierul unui copil nu este ticăloșit și primește mesajele subliminale ca pe celelalte. Asta vreau eu să vă spun, că noi coborâm din copilărie către adolescență și către maturitate. Coborâm, adică o luăm la vale. Trebuie să rămână înălțimea aceea din care ne-am luat bagaje. Nu zicea că au coborât de la Ierusalim, Ierihon. E clar că au coborât cu bagajele pe el. Noi coborâm cu niște bagaje, dar în drum spre casă ce se întâmplă? Încep tâlharii, nu? Tâlharii care sunt? Rațiunea, prima e rațiunea. Hai bă, nu băga în seamă pe aia, hai, cu tare. Te duci, faci o cumpărătură și imediat subliminalul îți bagă în coș ceea ce ai văzut pe la așa ca hipnotizatul. Și umpli coșul așa și nu te întrebi dacă ai familia de 5 persoane sau de 100. Cu batalionul, mergem înainte. Asta facem. Deci suntem noi de la Ierusalim la Ierihon și ne-am umplut coșul bine și tâlharii vin după colț. Începe și conștiința săraca și tot tâlharii este. Mă, dar nu cumva n-ai luat suficient? Adică după cât ai luat, poate n-ai luat suficient. Aceste întrebări, să știți că le am de la Părintele Arsenie, Dumnezeu să-l odihnească, zice, tată, zice, nu cumva ai canonisit pe vrunul prea tare? Bă, uleu, săracul, eu care...
Zice, nu, că trebuie să fii foarte atent, foarte atent. De asta vă spun, trebuie să conlucrăm întotdeauna cu tot ceea ce înseamnă copilăria noastră. Că de-aia am trecut și până în Valea Prahovei și v-am explicat cu clăbucul săpunului. Ca să vă dați seama că ecou este întotdeauna dialogul cu noi. Apoi mergem în drum spre am căzut. Începe conștiința să-ți dea în cap, rațiunea să-ți dea în cap, gata, ești abia viu. E, când ești abia viu, trec pe lângă tine niște gânduri. Ha, bă, trezește-te. Ce o problemă? Dacă nu vine dimineața la tine cineva să te și tragă din pat, mai rămâi acolo. Adică omul către om, gândul pe lângă gând. E, când vine un adevărat gând și te trezește. Gândul că nu ești așa de nemernic încât să nu te poți ridica. Gândul că Dumnezeu ți-a dat posibilitatea să-ți aduci aminte de El pentru că Dumnezeu însuși este în tine, e, atunci începe să te vindece. Și ce face? Te duce la o casă de oaspeți, adică îți trebuie un anumit timp în care să se așeze gândurile, să se înmulțească tot ceea ce avem impresii frumoase și ecouri din partea cealaltă, până când ne va găsi sfârșitul pe toți pregătiți, considerăm noi. Iubiți credincioși, mulțumim lui Dumnezeu că ne-a rânduit această provocare ca în drumul către casă astăzi să constatăm care este ecoul pe care îl lasă în creierul nostru o faptă pe care o vedem sau o gândim și poate că învățăm să nu mai judecăm pe alții. Poate că învățăm să trăim din ce în ce mai frumos pentru că Dumnezeu ne-a lăsat să fim fericiți. Nu ne-a lăsat să fim încruntați, nu ne-a lăsat să avem probleme care încă nu sunt în fața noastră, nu ne-a lăsat să nu trecem de obstacole. Decât că unii săraci n-au mai ridicat capul de mult, stau cu el în pământ, de teama unuia sau a altuia, de teamă că ce zice cu tare sau ce zice cu tare. Iubiți credincioși, în drumul de la Ierusalim la Ierihon, cel care a crezut în mâinile tâlharilor, nu a rămas mort. A rămas abia viu, dar iată că încet, încet, până în seară, viața a început să aibă mai multă valență decât moartea în destinul său. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să vedem și noi câte fapte frumoase știm să vedem, pentru că realitatea este cea pe care știm să o vedem. Dacă același lucru pe care îl vedem astăzi, de exemplu soarele, bineînțeles că acum e mai frumos, e simplu să vă vorbesc că e soare afară și e frumos, da? Ia uite, toată lumea e mulțumită. Dacă era ploaia de ieri, vă imaginați câteva mirese, n-au fost chiar așa de bucuroase. Dar trebuie să vedem evenimentul. Acum e ușor să vezi un eveniment frumos când e și soare afară, dar când nu este soare afară și când te mai înțeapă cine știe ce neputință, trebuie să ne educăm să vedem evenimentul în sine. Evenimentele niciodată nu sunt dependente, cum credem noi, de toanele altora sau meteodependente, ci sunt dependente numai de ecoul pe care îl lasă informația în mintea noastră. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca întotdeauna să avem ecouri frumoase la faptele pe care le facem și le vedem de la alții. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.